din Israel se afla un om plăcut, din viță împărătească și de Duhul Sfânt umplut. Vreau să fiu și eu ca el și să mă păstrez curat. Vreau să fiu ca Daniel și să slujesc pe împărat. Chiar dacă s-ar da poruncionie să fiu despărțit de el, nu îl las pentru nimic în lume, nu mă las nici când de Dumnezeu. Chiar dacă s-ar da poruncionie să fiu despărțit de el, nu îl las pentru nimic în lume, nu mă las nici când de Dumnezeu. S-a dat o poruncă mare în Imperiul Babilon, nimeni să nu se mai roage decât la un singur om. Porunca s-a iscălit și Daniel a aflat, la fereastră s-a oprit, mai departe s-a rugat. Chiar dacă s-ar da porunci o mie să fiu despărțit de el, nu îl las pentru nimic în lume, nu mă las nici când de Dumnezeu. Chiar dacă s-ar da porunci o mie să fiu despărțit de el, nu îl las pentru nimic în lume, nu mă las nici când de Dumnezeu. Fața la pământ înaintea chipului, cine nu va asculta va fi aruncat în cuptor. Cei trei tineri au răspuns, nu mă închin nici dacă mor. Chiar dacă s-ar da porunci o mie să fiu despărțit de el, nu mă las pentru nimic în lume, nu mă las nici când de Dumnezeu. Chiar dacă s-ar da porunci o mie să fiu despărțit de el, nu mă las pentru nimic în lume, nu mă las nici când de Dumnezeu. Chiar dacă s-ar da porunci o mie să fiu despărțit de el, nu mă las pentru nimic în lume, nu mă las nici când de Dumnezeu. Chiar dacă s-ar da porunci o mie să fiu despărțit de el, nu mă las pentru nimic în lume, nu mă las nici când de Dumnezeu.